el vă recomandă Nexter, insecticid acaricid japonez consacrat pentru combaterea acarienilor și a musculiței albe de seră. Am revenit în direct. Vă spuneam că de la această oră ni se alătură și domnul Cezar Gheorghe, consultant pentru piața cerealelor. Mulțumesc pentru cu multă plăcere prezență. Abia vă așteptau invitații, cred că și telespectatorii. Dar până atunci hai să clarificăm discuția asta cu portul și cu coridoarele pentru marfa românească, respectiv cea ucraineană. Spunea domnul Baciu un pic mai devreme că ar trebui Ministerul Transporturilor să pună la dispoziție o dană pentru antreprenorii români pentru marfa românească. E posibil lucrul ăsta? Nu, din păcate nu este posibil, pentru că sunt entități private, da, în portul Constanța, care dețin terminale și nu pot să impui acest lucru. E vorba de proprietate privată. Ce poate să facă statul român în schimb, da, și poate să facă acest lucru, să coordoneze în mod efectiv intrarea în acel port, da? Să facă o parcare foarte mare. Trebuia să facă, că noi evocăm de câteva luni, o parcare foarte mare, betonată, înainte de portul Constanța, pe A2, ca să nu fie degringolat de acum, începe și sezonul, și să ferească Dumnezeu de accidente, da? În care să stea camioanele. Și un sistem informatic la nivelul portului Constanța care să genereze cererea. De exemplu, la Dana 54 am nevoie de 10 camioane să plece de acolo. La Dana, nu știu, 101-102, încă de la bănci, bilet de ordine. Da, deci nu o să stați toți înșirați acolo pe autostradă, un plaie peste grămadă. Poate la o Dana nu este, să zicem, aglomerație, să se ducă să descarce marfa. Ce mai poate face statul român este să instaureze și să instituie cântare mobilă la fiecare punct de frontieră, controle ITP, dacă vin oamenii și o spunem, vin supratonat cu ele, ia să vedem, prietene, ai cauciucuri, ai tot ce trebuie, funcționează semnalizarea, vreau să văd și eu dacă într-adevăr ai grâu în camionul ăla, da? Dă covilitirul la o parte, nu-mi pasă că e sigiliu pe el, ce dacă e tranzit, vreau să văd că ai grâu și n-ai altceva în el. Asta poate să o facă statul român. Asta trebuie să o facă, identic și la vagoane. Vreau să văd ce ai înăuntru, da? Cât ai vagoane ai? 36, ridică-le capace să le vedem. Asta poate să facă, să controleze efectiv și acest tranzit. E tranzit, suntem de acord, dar până la un punct. Însă portul Constanța, trebuie să înțelegem, portul Constanța este linie de solidaritate. Iar doamna Ursula von der Leyen a spus acum vreo două luni, țin minte, era la Kiev cu domnul Zelenski, a declarat că liniile de solidaritate sunt prioritare. De ce? Pentru că acel coridor, în afară faptului că nu mai funcționează, că este închis efectiv de către rușii, sufocat și generează costuri enorm de mari pe marfă, pe 17 iulie credeți-mă că nu va mai fi deschis în nicio formă. Nimeni, Rusia nu mai are nevoie de el. Rusia nu mai are nevoie de coridor. Și o să zic că, prieten, l-am închis, mulțumesc frumos, iar Ucraina, care a traversat spre România cu aproximativ 16 milioane de tone, da? Credeți-mă că va traversa cu 25-27. 25-27 de milioane de tone este planul lor de a traversa prin România. La oaltă, cu marfa românească destinată exportului de 22-24 de milioane de tone, avem aproape 50 de milioane. Portul poate opera în condiții logistice și a unui scenariu de venire a navelor în timp și a mărfurilor în timp, maxim 25 de milioane. Și noi vrem să băgăm dublu. Nu avem cum. E misiune imposibilă. Cam asta se întâmplă la portul Constanța. Și nu poți impune o lege, pentru că dacă nu e proprietate privată, cum să-i spui eluia, nu mai lua marfa aia. Păi el și-a chemat nava, programului de operare de navă, pentru marfa ucraineană să o ducă, nu știu, Mozambic, în Congo, unde vrea el să o ducă, în statele africane sărace. Da, am înțeles. În Uniunea Europeană. Spania, Germania Spania, și Olanda. Germania și da. Olanda, da. Domnul Baciu, ați auzit, da? Am auzit, dar vreau să-i spun domnului Cezar că Ministerul Transporturilor încă mai are dane. Spre informarea dumneavoastră, încă mai are una sau două dane care poate să le pună la dispoziție. Știu că restul e privat. Eu vorbeam de alea care aparțin de Ministerul Transporturilor. Domnul Baciu, cu tot respectul, danele alea sunt construite, adică au elevat pe el siloz sau nu? Că așa știu și eu că există vreo 2-3 locuri în portul Constanța pe care pot fi elevate, să zicem, facilități de operare. Dar asta înseamnă timp și înseamnă bani. Plus că acele locuri... Și să nu fie timp pentru ucraineni, să fie timp pentru români. Deci noi trebuie să așteptăm acum să-și facă ei treaba și după care venim și noi, dacă mai rămâne ceva, e bine. Dacă nu, asta e. Nu. Ei au prioritate. Domnul Eu Baciu, nu știu de ce au prioritate numai România, domnul Cezar. Domnul Baciu, de ce nu au prioritate și în celelalte țări limitrofe Ucrainei? Tot așa ca la noi. Domnul Baciu, ia să vedem. Ar sta polonezii liniștiți? Ar sta ungurii liniștiți?
Vreau să vă informez. Cu siguranță că, nu. Vreau să vă informez că președintele Poloniei, domnul Duda, a dat o declarație de presă prin care a spus că va ridica restricția de import cereale ucrainene începând cu 15 septembrie. Pentru că Polonia procesează foarte mult și au nevoie de marfă ieftină, ca să înțelegem. Și zootehnie. Și zootehnie. Identic se deci, deci fiecare se duce, fiecare se duce la interesul lui, da? Bineînțeles. Și numai noi nu avem interese. Ba, avem interes. Numai că noi respectăm legile. Deci, legile... dacă procesează, domnule, eu ridic că interesul meu. Dar eu că nu am unde să duc marfa și rămâne pe câmp, eu nu am interes România. Domnul Baciu, eu tot susțin și spun în permanență, fermierii români trebuie să-și ocupe, să-și reocupe locul în piața internă până se ridică această restricție. Pentru că altfel, iar ne vom trezi cu 4 milioane de tone de marfă ucraineană. Care 10 milioane de tone de grâu în piața internă, domnul Cezar. Am zis 4 milioane de tone câte s-au venit anul trecut din Ucraina. Stați că le luăm pe rând. Cele 4 milioane de tone, care, da, compoziția e, cum spuneți dumneavoastră, 1 milion de tone de grâu, 1,5 milioane de tone de porumb, 950.000 de tone de semințe de floarea soarelui, 460.000 de tone de rapiță, astea, locul ăsta al nostru, în piața noastră, a fost luat de mărfurile ucrainene. Noi trebuie să profităm de această restricție care durează până la 15 septembrie. Nu profităm dacă nu avem o să-l punem. Noi trebuie să profităm, trebuie să profităm să le vindem în piața internă. Asta încerc să vă spun. Pentru că va veni acel 15 septembrie, fatidic, și restricțiile se vor ridica. Deci este foarte clar, Uniunea Europeană are nevoie de marfă pentru procesare și de marfă ieftină. Da? Noi, România, trebuie să știți că suntem priviți ca, să zicem, ca origine și ca un partener foarte sănătos. Foarte multă lume vorbește, dar România a respectat acordul de asociere din 2017, România a respectat regulamentul 870 din 2022 și nu s-a expus unei eventuale sancțiuni de infringement. Adică, cu alte cuvinte, să dea cu pumnul masă comisarul pentru comerț Dembrovski să spună ne vedem la tribunal. Nu, România este un partener foarte, foarte sănătos. Norocul sau ghinionul nostru este că suntem singura origine predictibilă și sustenabilă din bazinul Mării Negre. Deci pe aici pleacă marfa, pentru că pe aici e cel mai ieftin să plece. Din Constanța până în canalul Suez avem maxim 12-14 dolari pe tonă. Prin coridorul cerealelor din Odessa îi costă 52-54, că stau câte 30-40 de zile navele acolo. Nu mă interesează pe mine cât îi costă pe ei. Chiar că nu mă interesează cât îi costă pe ucrainieni. Nimeni mă interesează ce costuri avem noi. Când dată portul este al României, al nostru. Dacă vă aduceți aminte, probabil ați prins vremurile, da? E făcut din banii românilor. Chiar nu înțeleg acum. Trebuie să mă gândesc la ăla, că îl costă scump. Ia dacă eram, dacă era invers. Credeți dumneavoastră că empatiza o țară cu noi? Așa, în halul ăsta? Noi nu ne gândim. Lăsa pantaloni repte așa jos cum îi lăsăm noi? Noi nu ne gândim. Eu nu cred. Noi nu ne gândim că iar cu Europa, mai lăsat un încetul cu Europa, că știu și eu foarte bine că am tipul în Europa. Deci, neputința noastră tot dăm în fundul lor. Că ei ne-au spus, ei nu. Ceilalți au pățit, au fost în frigiment. Ungarii care refuză orice decizie îi iau cumva în frigiment, i s-a întâmplat ceva, trebuie. Da? Noi suntem mireasa cea frumoasă, da? Lăsăm poalele jos, nu avem nicio problemă. Trebuie să privim... Asta am ajuns. Domnul Baciu. Noi acum ne facem probleme, unde punem noi mâine marfa? Domnule Baciu. Peste 3 zile intru și la recoltat, unde o dau domnul Cezar? Deci, trebuie... Degeaba, cred că mi-a replic cineva. Trebuie să ținem cont de foarte multe lucruri, de contexte de piață, dacă vorbim despre vânzarea mărfii. Trebuie să ținem cont că, uitați, vremea și geopolitica sunt cei doi factori care efectiv ne augmentează. Domnul Baciu, haide să fim serioși acum. Ați văzut ce s-a întâmplat pe bursă? Păi, domnule, că sunt serios. Deci noi suntem disperați și numai noi ținem cont de geopolitică, numai noi ținem cont de orice. Da? Păi numai noi. Și ceilalți? Ați auzit pe cineva să aibă durerile noastre? Nu! Își rezolvă problema întâi a lor și după aia, dacă au un surplus sau au nevoie de ceva, mai introduce pe cineva. Trebuie să știți că și Bulgaria a avut problemele astea. Fermierii bulgari identic au stocat semințe de floarea soarelui pentru că crescuseră în cer și au rămas cu stoc de aproape 2 milioane de tone de semințe de floarea soarelui. Identic au procedat. Spuneți că nu le vinde. Știți de ce nu le-a vândut domnul Cezar? De ce? Pentru că au avut producții mici, că anul trecut a fost dezastru, oamenii nu și-au putut acoperi cheltuielile
Și tot o sperat că va veni într-o zi să vândă și marfa aia puțin mai bine să-și mai acopere o parte din cheltuieli. De la origine, agricultura este supusă vremii, domnule Baciu, adică nu e nimeni de vină că nu plouă. Asta, domnule, cred că știu mai bine, uitați-vă la părul meu. Păi, eu cred că știu mai bine cam ce se întâmplă după 40 de ani în agricultură. Păi tocmai, haide să practic. Nu... Eu chiar o practic. Bun, haide să revenim un pic. Haide să revenim un pic, haide asta să zic și eu. Bun, uitați o informație potrivit Digi24, președintele Iohannis despre canalul Bâstroe. Până acum totul a fost un mit, nu s-au făcut lucrări de adâncire, ci de întreținere. A afirmat astăzi la Bruxelles când s-a întâlnit cu alți șefi de state. Dacă se vor face alte lucrări decât cele de întreținere, care sunt absolut în regulă, acestea nu se pot face fără să fie cooptate entitățile internaționale care se ocupă de protejarea Deltei Dunării și fără România, a mai precizat șeful statului. Și tot președintele Iohannis a mai adăugat faptul că ucrainenii vor să existe un trafic mai intens pe Dunăre și aici noi putem în continuare să mai facem câteva îmbunătățiri și instituționale, dar și în felul în care se navighează pe Sulina pentru a-i ajuta. Mă rog, se face referire un pic și la cereale ucrainene, dar nu mi se pare ceva demn de semnalat. Vă rog, ziceți. Eu nu sunt de acord cu declarația președintelui Iohannis. Pentru că există, să zicem, foarte multe grupuri de lucru la nivel ucrainean unde sunt implicat pentru neutralitatea mea și oamenii acolo au spus adevărul. Da, am adâncit canalul Bâstroe la 6,5 metri și intenția noastră este să-l adâncim până la 8,5 metri. Mai mult decât atât, cum intra o navă de 24.000 de tone la încărcat porumb dacă nu avea adâncimea care trebuia? A plouat mult. Da, că doar nu venea cu piroga, da, să ia marfa. Este foarte clar, oamenii au recunoscut cu subiect și predicat că au adâncit canalul. Haideți să nu ne ascundem de lucrurile clare. Dacă ucrainienii declară asta. Și mai e ceva. Toată lumea încearcă să spună, să minimalizeze un lucru. Fiecare are un interes, fiecare țară are un interes comercial, să-și protejeze fermierii și așa mai departe. Ucraina are un singur interes în momentul ăsta. Să-și vândă marfa cât mai repede, să scape de ea. Iar dacă stăm să ne uităm în prognozele de volum la grâu, toată lumea îi plângea de milă. 16,5 milioane de tone în sezonul ăsta. Vai săraci, nu. Eu nu i-am privit cu... Nu i-am privit cu aceeași milă, am spus, nu, oamenii ăștia vor face 20-21. A venit USDA, raportul precedent, și a spus că vor face 17,5 și au venit ei, Agroconsult plus UGA, și au spus că nu, vom face, țineți-vă bine, 24 de milioane de tone de grâu. În condițiile astea, da? Gândiți-vă că vin și vor face o recoltă senzațională de semințe de floarea soarelui. Vor ajunge la peste 14 milioane de tone de semințe de floarea soarelui. Au însămânțat foarte mult, foarte mult floarea soarelui. Porumb au însămânțat 112% față de prognoza lor. Iar la porumb se vor duce, identic, peste 26-28 de milioane, pentru că plouă acolo. Deci vor veni cu toate mărfurile pe unde vor putea, pentru că trebuie să dea drumul mărfurilor. Ce să facă cu ele? Și pericolul nu e astăzi neapărat. Traversează, ok, ne cerovăim, pericolul vine în viitor. Pentru simplu motiv că Ucraina ușor, ușor va genera procesare pentru Uniunea Europeană. Și atunci vin și vă întreb, un procesator român de ulei, da? Astăzi e ok, dar mâine nu va mai fi ok, pentru că hipermarketul, supermarketul, numiți-l, va cumpăra direct de la procesatorul din Ucraina ulei în butelia la sticlă. Și în felul ăsta se distruge industria de procesare românească pe tot lanțul. Pe tot lanțul se distruge, pentru că omul ăla are alte costuri în Ucraina, cost cu forța de muncă mai ieftină, cost cu energia mai redus, da? Și, în mod efectiv, noi suntem după anumite norme, reguli, proceduri ale Uniunii Europene pe care trebuie să le respectăm și avem un cost mai mare implicit. Cam asta e traseul. Bun, dar nu există interdicție pentru marfa de acolo, pentru că nu e conformă. Sticlă. Nu, nu, dacă îți dă un certificat de calitate, în ceea ce privește calitatea lui și ce, să zicem, se numesc medium residiu level, adică nivelul de reziduri pesticide maxim admise. Și tu te încadrezi în lista aia, în toleranță, ai nicio problemă. Ai o fișă tehnică a oricărui produs, nu la un final. E, apare un paradox, cum aia care folosesc tot felul de substanțe ajung ca uleiul să fie foarte bun sau bun pentru procesare, iar la noi avem atâtea restricții ca să... Pe de ce le mai avem? Trebuie atunci să știți că în mod indiscutabil s-au efectuat teste pe uleiul ucrainean. Și vă spun
că e bun. Adevărul. Și e bun, să știți. Păi atunci... Nu are nicio problemă din punct de vedere al calității. Încă o dată, orice repet, bas ne spunem, orice noi am de ce restricții spunem... la neonicotinoide și da, ei dau și, e bun. Și acum cu furadan. Dacă da, vrei furadan, te uiți din Ucraina sau din Bulgaria. Pentru care că procesatorii români au avut interes să facă analize la aceste ulei, dar ai și bun. Ce poți să zici în condiția asta? Nu mai înțeleg nimic eu personal. Păi că atunci de ce am restricții eu la folosirea neonicotinoidelor? Plus că trebuie să mai ținem în minte un lucru. Ucraina, toată lumea o ajută. Da? România, dacă țin bine minte, a trimis cam 170 de milioane de euro în ajutor alimentar în ultima perioadă. Da. Da? Bun, dumneavoastră știți că Ucraina a pus taxe vamale și taxe pe importul de semințe, îngrășăminte și cu produse pentru protecția culturilor, ceea ce a adus la bugetul de stat al Ucrainei 1,7 miliarde de dolari. Adică fac și bani. Bineînțeles. Iar noi nu condiționăm trecerea celor camioane supratonate de o suprataxă, pentru că ne distrug șoselele, noi nu le controlăm, noi nu facem nimic. Aici e problema noastră, că nu găsim niște, o formulă în care să fim corecți, să respectăm legea, dar în același timp... Păi noi o respectăm, nu respectă ei, de ce vin cu supratonă și... Păi nu, noi nu respectăm pentru că nu controlăm. Noi nu aplicăm legea. Dom'le, noi avem un ghinion că ne aflăm aici unde... În momentul ăsta. Să nu vorbim de ei, că ei sunt mai ghinioniști ca noi. E sincer. Adevărat, dar uite că ei o duc bine, vin, exportă. Nu, dar o duc mai bine ca noi. Da, eu n-aș dori să trăim într-o țară aflată în război. Adică da, chiar nu vreau că acolo chiar mor oamenii. Ceea ce vedem la ei o duc mai bine decât noi. Domnul Baciu, dacă vedeți, nu doresc să comentez. Da. Nu, nu trebuie să gândim așa, din punctul meu de vedere. Nu așa gândim, e... pentru că așa suntem, ești vând marba. Da, ușo vând bine, bă, că au și marfă de calitate în ultima vreme, probabil aici de la cele controle al ministrului Daia, după 3.000 și ceva de analize, până la urmă n-am fost niciuna, așa, noi nu ne facem datoria, noi, guvernul, de ce nu-și face datoria, de ce nu face controle? Noi spunem, bă, trebuie să găsim soluții. Ce soluții să găsești, domnule? Când ai văzut pe ăla cu 45 de tone, 50 de tone pe camion, îți mai trebuie ce? Păi asta... Că la mine, dacă mi-ai găsit 100 de grame peste normă, mai amendat, mai terminat. Asta spunea și eu, domnule Baciu. Se pot institui niște măsuri de aplicare a legii cu cântare mobile, cu verificări, cu verificări camioane, cu verificări acte șofer. Se pot face extrem de multe lucruri. Și marfa aia trebuie să spuneți dumneavoastră tratată cu furadan. Eu am lucrat cu furadan în 10 ani când era pe vremuri. Păi eu n-am lucrat. Și știu ce înseamnă. Când lua pasărea un bob la capul tarare și murea în zbor. Eu am prins vremurile alea. E, și acum este bună. Ia, dracul, tot este bun de la ucraineni. Ei, nu se înțeleagă cineva acum că am ceva cu ei. Nu. Dar hai să ne protejăm pe noi. Lăsați că am mai văzut și pe la noi. Am văzut și pe la noi rapiță albastră, semințe de floarea soarelui, de semințe care nu aveau, nu mai aveau germinație date cu betonieră. Mucegăit albastră. Nu e chiar așa. Auzi, dacă intra pe tema asta, deja unul de noi rămâne nu trece de asta. Deci ai ca să rămâne deva. Era pe albastră, că e roșie, aia este o culoare a firmei respective care și-o dă așa... Nu, domnul Baciu, era vorba de marfă mucegăită. Eu despre asta vorbeam. De marfă depozitată în condiții improprii. Aia cu chelitura de fier cum e, domnul Cezar? Păi, vedeți, sau cu nisip, un șrotul de soia sau un boabele de soia. Aia cu chelitura de fier. Cred că știți despre ce e vorba, bineînțeles, da? Aia de calitate, care e și vine la laboratoare. Dar de semințele acelea de soarea soarelui cu germinația depășită și cu germinația joasă, date pe un betonier în pradă cărbune, care a stricat vreo 3 nave ale unor exportatori și a creat pagube imense, știm? Tați că avem și noi. Iar aia noastră din România? Da, da. Da, semințe care trebuiau însămânțate cu germinație care nu mai corespundea, loturi vechi de 2-3 ani, cumpărate de niște băieți, date pentru o betonieră în curte cu, să zicem, praf de cărbune, vândută ca marfă bună. A stricat 3 nave, pagube imense. Dumnezeu, acum niște șpecheri, ca să nu-i spun altfel. Vedeți deci că noi. Toată lumea e ingenioasă. Ucrainenii au găsit soluția să exporte și... Da. Mai știm noi cine sunt și ucrainienii, fermierii aia de 120.000 de hectare. Ce putere
Ce putere au? Au fermii de 700 de mii, colegul, că eu am fost la ei și știu. Păi am fost și eu și... Înainte, au fermii de 700 de mii de hectare. Înainte de pauză spuneați ceva de prețul grâului pe Mativ și tare aș vrea așa, să vă răspund. Haideți să răspundeți, da. La întrebarea asta, că e o întrebare foarte corectă și foarte pertinentă, domnule Baciu. Trebuie să înțelegem un lucru. Lucrurile, din punct de vedere tehnic, sunt cuplate. Matiful acel Euronext pe care îl vedem cu toții este un price guess, adică price indication. Asta nu înseamnă că piața fizică mă va obliga pe mine cumpărător să cumpăr la prețul acela. O dată. Deci avem două lucruri total separate. Futures, care este Euronext-ul, și piața fizică, care o tranzacționăm noi toată ziua. Acum, a ajuns Euronext-ul la un vârf de 253, poate 254 de euro zilele trecute, cu ajutorul domnului Prigojin, care a fost the trading hero of the day. Dacă era într-o lună, țopăia bursa cu 50 de euro în ziua aceea. 247, da. Așa, ce s-a întâmplat mai departe? N-a clipit nimeni. Exportatorii din Constanța s-au dus și au mișcat un pic în sus cu 2-3 euro prețurile, pentru că a fost tensiunea asta geopolitică pe care o percep algoritmii de tranzacționare. Deci, apoi a venit factorul vreme, care la fel creează incertitudine în lumea întreagă și le-a dat americanilor furtuni, credeți-mă, la ei furtuna acum în Corn Belt-ul american, 3-4 zile vor curge câte 120 de litri de apă. La toate acestea se adaugă subsecvent faptul că se lichidează luna iulie pe Chicago Board of Trade la grâu și la porumb. Deci nu vor mai tranzacționa recolta veche. Fondurile ies din poziții că sunt short, că sunt long și așteaptă 1 iulie să intre din nou. Și vin acum și vă spun în piața fizică, de unde ați cumpărat dumneavoastră grâu dacă ați fi, nu știu, Egipt, dacă ați fi Iordania sau Arabia Saudită? Din cel mai ieftină sursă, corect, da? Și cel mai bun grâu. Ei, aflați că Rusia vinde la 230 de dolari în FOB grâu 12,5 proteine și nu-i bate nimeni, absolut nimeni. De aceea prețul grâului rămâne scăzut. Și mai mult decât atât, am văzut datorită acestor factori pe care vi-am povestit corelați, cum a scăzut efectiv grâul în jur de, hai să nu exagerăm, 20-21 de euro pe tonă în două zile. În două zile de tranzacționare. Ieri și astăzi. Puțin 12%. Cum? E puțin, puțin 12%. Spuneți că e cel mai bun grâu. E puțin. Cum? Noi 12,5. 12,5 proteină. Procent proteină. Proteine. La proteine mă refer. Am avut 14,5 eu. Păi ați avut dumneavoastră, deci, domnule Baciu, dar credeți-mă, cu o țară ca... România, nu. O țară ca Arabia Saudită, da, o țară ca Arabia Saudită cere 12,5 proteină. Eu m-am întors de la Cairo, am fost la o conferință MENA și altceva când vorbești cu oamenii, și eu înțelegi. Spun că am avut mai bine. Păi da, dar n-ați avut un Panamax de o navă de 60.000 de tone. Aici e ideea. România... Păi nu, au fost câteva milioane de tone, că tot greu anul trecut în România. A fost bun. Depășeau 13 proteină. Proteină. Bine, atunci de ce nu s-a unit toți fermierii să vândă cu 100 de euro premium peste Mativ? Că eu t-am tranzacționat cu mânuța mea grâu bun cu 100 de euro peste Mativ. Vreau să vă spun că informațiile îi luăm și noi ca și dumneavoastră și ne uităm ce spun și fermierii francezi. Nu ce apare pe Mativ. Ne spun fermierii cu cât vând, ce fac. Da? Și duce prețul cam la 1,1, aproape de 1,2, spre exemplu, acum două zile. Păi, domnule Baciu, deci, fermierii francezi vând Euronext, da? Și știți ce înseamnă Euronext? Ei trebuie să livreze marfa, să zicem, da? ca și relație, în cele patru porturi franțuzești, la Paris, Le Havre, Rouen și Dunkirk, în astea patru porturi. Păi unde e Constanța față de Dunkirk? Vinde și dumneavoastră pe Euronext în cele patru porturi și același preț îl veți primi. Despre asta este vorba. Bun, hai să luăm publicitate și ne mai întoarcem cu prețurile astea și cu analiza pe care o putem face în clipa de față. Hibrizii de Ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro.